Sunt imagini din interiorul școlii gimnaziale 132 Grigore Tocilescu din sectorul 5 al capitalei. De mai bine de 3 ani, elevii unității de învățământ au fost relocați, iar cursurile se desfășoară la liceul Dimitrie Gusti. Totul din cauza faptului că lucrările demarate încă din 2019 au fost sistate. Municipalitatea a obținut acum finanțare. Investiția se ridică la peste 18 milioane de lei, iar clădirea va fi izolată, tâmplăria va fi modificată, iar instalațiile termice și sanitare vor fi înlocuite. De altfel, aproape toate școlile vor intra într-un proces amplu de reabilitare și modernizare. Administrația locală a alocat un buget record, iar reprezentanții primăriei au depus și proiecte pentru atragerea fondurilor europene în valoare de 700 de milioane de lei. Reluăm lucrările la 8 școli, sunt șantiere care au stagnat de 2-3 ani. Facem de la zero o școală, 280 în speță, din cartierul Rahova de asemenea. Copiii vor fi mutați în chirie, perioadă de timp, sper eu că maximum 3 ani de zile, și școala lor va fi refăcută. Modernizăm școala Igheduca de pe șoseaua Panduri, de asemenea copiii vor fi mutați din această toamnă în apropiere și noi vom consolida școala veche, o vom extinde, o vom mansarda astfel încât să oferim condiții mult mai bune. La începutul acestui an au fost date în folosință școlile gimnaziale 124 și 141. Acolo lucrările stagnau de ani de zile. În sfârșit dăm drumul și la bazinul de not de la liceul Bontineanu, care a fost promis cetățenilor din sectorul 5 de asemenea de aproximativ 30 de ani. Lucrăm la proiectul tehnic pentru acest bazin. Bazinul de not ar putea fi dat în folosință anul viitor. Potrivit administrației locale, bugetul alocat investițiilor este unul record, de peste 800 de milioane de lei. Anul viitor, bugetul va crește.